Vorbim despre un alt parlamentar, respectiv George Simion, care l-a cam urecheat pe Iulian Bulai, parlamentar român de asemenea. Scena a avut loc în Parlament. Gestul liderului AUR a avut loc după un schimb de replici între cei doi. Simion nu este la prima abatere de acest gen, dar este de precizat că acesta i-a cerut scuze colegului său de la USR. Iată momentul. Băi, băiatule, eu vreau să construiesc un spital. Ce Putin ai tu în cap? Tu te mă cu calul. Putin a interzis Facebook-ul cu Rusia. Așa, și ți-a dat indicații să fie mai departe Facebook-ul cu România. Ți-a permis din acțiunea. Bulai. Noi vorbim aici de construcția unui spital. Și Bulai se bagă în seamă cu Putin, asta îl interesează. El de o lună jumate nu mai interesează de facturi. Voiau și să amâne hidrocentralele de pe Jiu și de la Răstolița azi în Comisia Economică. Asta e Bulai. George Simion s-a întors la colegul său de parlament, Iulian Bulai, pentru a-i oferi un cadou. Spune lui Putin că a greșit ținta. Putin nu face treabă bună în România. Deci Kremlin să bage bani cu noare n-au, dar păi, eu i-am spus lui Putin, dar a zis că nu vine în România, că e frică de tine. Băi, bine, să-l salut. Și voi pune în discuție în grup. Unde sunt tricourile? I-am adus un tricou, domnule Bulai, e cadou din din Polonia. Ți-am adus un cadou, că îți place de Putin. Uite, un tricou cu Putin. Deci nu voi să mi-l dai? Uite. Da, da, e tot ok, să-l porți. Îi spui să pleci din Ucraina. Ai curaj să-l porți? Sigur, dacă îi spui să pleci din Ucraina, da? Replicile au continuat timp de 10 de minute. Ulterior, Simion i-a cerut scuze într-o declarație publică membrului USR că l-a urecheat. De altfel, liderul AUR și-a obișnuit urmăritorii pe rețelele de socializare cu serialul din Parlament. Nu este nimeni în Parlament, nici în sala de plen, nici la comisii. Eu am primit notificare că la comisii este studiu individual. Adică stați voi marțea, parlamentarilor, că oricum stăteați miercurea, joia și vinerea degeaba, stați și marțea degeaba. Acum câteva luni, George Simion a avut un incident și cu ministrul energiei, Virgil Popescu, cel care îl ironiza de la tribuna Parlamentului. Domnule președinte, pot să spun domnului Simion să se ducă la domnul Putin să ieftinească gazul? Că văd că pe domnul Simion îl frământă alte lucruri. Domnule Simion, am rugămintea la... Domnule Simion, luați mâna! Luați mâna de pe domnul... Rog chestorii să-l îndepărteze pe domnul Simion. Rog chestorii să-l îndepărteze pe domnul Simion. Domnule președinte! Nici Nicușor Dan, primarul capitalei, n-a scăpat prea ușor de compania liderului AUR pe holurile de la Parlament. Ești primarul Bucureștiului. Trebuie să înțelegi asta odată și pentru totdeauna. Ești primarul Bucureștiului și trebuie să fii rolul serios. Sunt peste 2 milioane de oameni care își pun speranța în tine. Trebuie să-ți revii și să fii primarul Bucureștiului. Da. Ți-am făcut solicitări de audiență și... Nu ne-ai gândit, vorba că... Bucureștenii nu au căldură în casă. Da, știu. O parte dintre ei nu au și îmi pare rău. Îți pare rău, dar ce faci? L-ai plecat din ședință. Se pare o atitudine corectă să pleci din ședință, așa? Uitați, da. Aici.